Biserica parohiei Sfânta Ecaterina din cartierul Constanțean Tumis Plus și-a sărbătorit ieri hramul. Sfânta Liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Sfânta Ecaterina este simbolul frumuseții celei adevărate. Frumusețea cea firească era cu adevărat strălucitoare datorită frumuseții duhovnicești. Această frumusețe trebuie să o căutăm cu toții, să căutăm comoara cea din ceruri și bucuria cea veșnică. De aceea să ne rugăm și să-i zicem: Sfântă Mare Mucenice Ecaterina, roagă-te și pentru noi să ne unim viața noastră cea pământească cu Hristos, ca și noi să aflăm inel de dragoste, de bucurie și de comuniune cu Fiul lui Dumnezeu și cu Preacurata Sa Maică, cu toți sfinții și cu aleșii lui Dumnezeu în împărăția Sa cea cerească. Parohia Sfânta Ecaterina a fost înființată la începutul anului 2009. În prezent, slujbele sunt oficiate într-un paraclis, lucrările la biserica din zid fiind în stadiu de finalizare.